Bună seara și mulțumesc. Bună seara, bună seara. Ce-am și mulțumesc, m-ai pus așa într-o... Nu, ce-am vrut să spun cu chestia asta? Deci am făcut mai multe emisiuni cu distinși și pomeniți și cu mulți alți care poate au predat gestiunea pe pământ în modul clasic. Unii supraviețuiesc, dar într-un deplin anonimat. Spuneam întotdeauna, zic, bă, Berceanu se descurcă. Și Crin Antonescu așa cumva. Aveam câteva emisiuni la activ și simțeam un interlocutor întotdeauna pe măsură. Pentru că nu-i face plăcere nici, să zic, lui Federer sau Djokovic să joace cu... Alea încinse sunt între ei acolo. Federer, Djokovic, Nadal și acum apar niște tineri care îi znopesc pe toți. Radu Berceanu a fost cam de toate, la nivel de minister, la nivel de parlament, la nivel de partid. Nu a fost președinte, nu a fost prim-ministru. De 10 ani de zile a fost schietele în cui, politicește vorbind, și s-a retras. S-a întors sau și-a găsit în sfârșit liniștea în Craiova. Nu? În București. În București? Eu în Craiova am foarte multe rădăcini, firmele, okay. Deci, activitatea o parte. Capul pe pernă îl puneți în București? Capul pe pernă îl pun în București. Am înțeles. De cele mai multe ori. Câteodată mă duc acolo să mai fac socotelile, să văd ce se mai întâmplă. Da. Primul lucru care mi-a atras atenția zilele astea și m-am suit direct pe cântar, zic, bă, am 100. Cum dracu să faci un avion de 120 de chile, da, și să zboare cu om? Da. De câte chile? De încă 120 de chile, dacă e cazul. Zboară cu tine, nu-i niciun fel de problemă. Da? Da. Deci, domnul Berceanu prefigurează ceea ce se întâmplă cu automobilele deja în aviatică. Dumnealui este absolvent de... Construcții aerospațiale se chema atunci. Construcții aerospațiale, dar nu, da, de avioane. Ba da, ba da. De... Facultatea de construcții aerospațiale, adică și, păi, aero și avioane, și elicoptere. Ce avea de gând spațiale regimul de dinainte de 89? Ce să construim? Rombacul ăla, păi, sau ce? Da. Majoritatea lucrau până la urmă în aviație, cu spațial mai puțin. A fost Dumitru Prunariu, care a fost coleg, e mai mare cu un an ca mine. Da? Dar mai mult în partea de aero. Da, așa. Dudu Ionescu, parcă mi-aduc Dudu Ionescu a fost mai mic ca mine, cu vreo un an sau doi. Și asta era în București? E în București acum? O singură facultate exista și erau cam 80-90-100 de locuri. Bun. Și evident că totul se îndreaptă spre povestea asta. Eu am zis așa ca Jules Verne, bă, o să treacă și avioanele. O chestiune de timp, sigur, dacă automobile au pus să treacă, vaporașe sunt deja și nu știu ce, tot felul de propulsii, submarine, alea în care au trecut pe atomic direct și nu știu ce zic, bă, avioanele. Acum, nu-mi dau seama dacă avionul ăsta, cât, ce-ați făcut cu el, cât, de unde a plecat și cât a zburat? Nu, zboară 50 de minute, o oră. Cu mine, care am 90 de chile, mă scuzați. Să-ți spun, zic, ați fost și la volan? Da, eu le pilotez pe toate pentru că le încerc. Da, le export, deci în general. E de... unul singur în România, dar restul le export în Germania, în Elveția, în Franța. Și la ce înălțime poți să se ducă? La 2500, la 3000 de metri. Aici cu înălțimea nu e, că de acolo de sus nu prea vezi nimic. Astea sunt niște avioane în care sunt de plăcere, de sport. Sunt de plăcere, dar unele... nu se scrie în astea cu turnul de control. Ba da, ba da. Nu poți pleca din curte, poți să de la tine. Oriunde, nici ca înălțime, nici ca direcție. Dar cerând aprobări și așa mai departe, poți să zbori. Și, deci, 2000 de metri, o oră. Deci cam, nu știu, Craiova, București... Ce face într-o oră, de fapt? 500 de kilometri? 200? Nu. Într-o oră face 120 de kilometri. Nu zboară atât de repede. Adică, practic, pleci de undeva din București. E un și început. Și faci un tur de oraș. Avioanele de tipul ăsta pe care le fac eu, de vreo 7-8 ani,
sunt cu motor termic majoritatea. Cele cu motor termic zboară 7-8 ore. Mă întreb, mă duc la Viena. Asta electrice. Ăsta electric, am văzut că toată lumea a luat-o cu chestia asta electrică. Eu, ca să fiu sincer, am unele mici rețineri în domeniul ăsta, pentru că din socotelile mele nu prea este energie electrică. Adică dacă noi în 2030 o să avem toate autoturismele care acum sunt în Europa pe șosele electrice, da, nu o să existe energie electrică necesară să se încarce. Nu? Nu. Nu este nicio socoteală. Nu știu cine face socotelele astea, dar eu, ca a fost ministru și în domeniul ăsta, am făcut o socoteală de asta cu cele patru sfinte primare, adunării, mulțirii, adică împărțirii. Adică producția de megawatt sau de nu știu cum, exact, se spune. Exact. Adică o să trecem pe atomic. Cantitatea de energie electrică care se produce acum în România, da? Dacă într-un interval oarecare scurt toată lumea și-ar încărca mașinile pe la priză, ar rămâne în întuneric aici și peste tot, pentru că nu există această energie electrică în cantitățile astea. Dacă am începe să ne construim acum hidrocentrale, nu cred putem. Că atomicul o să rezolve. Da, da. Iohannis a fost în America și au semnat. Uniunea Europeană a zis că nu, fără atomic. Eu sunt unele civile, se cheamă, nu știu, nu sunt așa periculos. Eu când eram ministru prin 98-99 la domeniul ăsta și m-am dus pe la Uniunea Europeană și am scos cuvântul Unitatea 2 de la Cernavodă, mai aveau puțin și mă scoteau afară din sală. Pentru că ei discutau de cum să se oprească toate centralele și așa. Acum, dar nu mai cred că Franța zicea chestia asta. Sau Franța, care are vreo 70%, mai ușor, așa, mai încetișor. Da, nu știu, Germania și așa mai departe. Văd că s-a mai schimbat un pic. Dar tot nu iese. Pentru că dacă începem să construim acum toate atomice, să zicem, da, până să termină, să face 2030. Și când vin toate autoturismele alea electrice, tot nu prea iese așa. Plus că trebuie să schimbăm și toată instalația. Știi? Adică fiecare... Da, da, da. Eu mi-am luat mașina electrică și, într-adevăr, am montat un încărcător special. Trebuie să schimbăm instalația, alea de înaltă tensiune, alea de medie, alea toate, ca să... Au venit niște băieți care văd mașina, ați trimit și kit-ul. La unul. La ce unul? Adică la o persoană. La o persoană, da. Și mai sunt trei vecini. Dacă îndor fi toți care o să aibă câte una sau două mașini de astea și seara le bagă în priză... Păi nu, că am făcut ordine în casă. Am chemat toată lumea care locuiește cu mine și am zis, bă, fiți atenți. Când îmi bag mașina, scoateți toate frigiderele. Fără frigidere, fără vibratoare, fără fermuri, fără nimic, da. Nimic, maioneză, da. nimic. Da. Nimic. Totul este două ore, deci încarcă vreo... 11 kW pe oră. E un încărcător special, da. Bine, dacă mă duc la reprezentanță, în 20 de minute încarcă... Are alt sistem. Da, și atunci am zis, hai să facem avionul ăsta și electric, l-am făcut. Am fost cu el prin Franța... O persoană, nu? E de o persoană. Am fost cu el prin Franța, am apărut pe toate coperțile de reviste de pe peste tot, nu că ar fi primul. Dar e cu carlingă sau ca Traian Voia cu căciulă? E închis, e avion, e din carbon și Kevlar, nu e așa. Carbon și Kevlar. De-aia are 120 de kg, nu e din fiare. Nu știu să calculez greutatea lui cu, port, da, cu greutatea omului, ce forță trebuie să învingă să ne ducă în... Păi trebuie să învingă forța de greutate de 240 de kg. Dar 120 plus 120. Contra un procent unui procent în business-ul ăsta cu avionul electric, atâta vreau. Un procent vă vând un patent. Să zburăm mai mult de 100 de kilometri. E o problemă cu tamburul, unde îl punem pe avion. Și cu veverița. Nu, am zis să punem, că am văzut am la mine în grădină o rolă de 50 de metri. Și de aici mi-a venit ideea să facem role cu fir, îl lăsăm în priză acasă și până unde vrei să zbori? Până la Timișoara. Și aha, ca troleibuzele, așa, pe fir. Să punem la mașină, să se deruleze. Ștecherul rămâne în curte, dar firul se derulează până la Timișoara. Mi se pare că n-a mai venit nimeni cu ideea asta. Adică ar rezolva da. niște așa nevoi. Cu aviația. Asta este o chestiune pe care cred că în funcție de interese și eu sunt convins
că invențiile există. Vorbeam cu cineva care a lucrat la Ford, dintr-o familie a cuiva care a lucrat la Ford prin anii 20-30 și era într-un colectiv de cercetători de motoare de automobile magnetice, nu știu cum. Da. Deci, ce-am reținut eu că le-ar fi zis bătrânul Ford, tânărul Ford atunci, bă, până noi terminăm pe arabi cu combustibilul fosil, lăsați-le pe astea deoparte. Nu trecem, da, la inducție magnetică, la curent electric, la apă. Da. Știu pe unul pe aici, pe București, care lucrează de 10 ani la motor cu apă. Adică i-am zis, bă, caldă, nu știu cum. Deci, probabil, soluții vor fi, habar n-am. Mod sigur. Sunt alea care... Prima chestiune e cu bateriile care trebuie să aibă. Îmi plăceau când eram copil cu Rambo. Erau niște saltele așa care mergeau pe apă, pe pământ, într-una așa, nu știu, pe perne... Sunt și acum, hidroglisoare. Nu, perne... Overcrafturi. Cu... Pernă... Aia pernă ce propulsie au? A, nu, poate să aibă orice propulsie. Sistemul de acolo e o... Dar nu miroase a benzină. Au, au benzină? Atunci erau cu... Da. Dar treceau drept în stuf, pe apă, da, și da, pe da. Pământ, pe nisip. Pentru că stau la o anumită înălțime. Acolo e o pernă, aerul e la o anumită presiune și se ridică. Și el detectează imediat? Nu, e atât cât e perna și trece peste toate... Incredibil. Cred că dar nu plajă, se poate ridica mai mult. Plaja noastră n-ar trece dacă vin băieții cu frapiere, cu, acolo e mai cu greu, bere da, reci, da, cu gheață, da, da. Cu nu mai știu. Sunt beri, mai sunt. Șezlonguri de alea de 100 de euro. Asta în ceea ce privește avionul. Mi se pare o chestiune interesantă și mulți cetățeni cred că dar trebuie totuși un curs de... Asigur, da, 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 da. Pilotaj, nu? E un curs simplu, e de ULM, de avioane ultraușoare. Și aici sunt... E ca la permisul de auto. Una e permisul de motoret, alta e de mașină mică și alta e de camion sau de autobuz. Deci sunt da, practic, permisele de pilotaj. Dai un examen ca să te sui tu nu, faci și ore. Să zbori. Nu e același examen cu ăla care zboară cu 300 de ani, cu un Airbus? Nu, sau cu... nu. Ăla trece prin multe alte examene până ajunge acolo. Adică... Asta e primul. Și unde îl ții? Unde sunt școli de pilotaj. Nu, unde îl ții aparatul? Nu, aparatul e făcut la să aeroport? Se demonteze așa tot. Co? Și să da, să demontează așa, bani ca un Lego, sunt... așa. Și să bagă într-o remorcă care are 3 metri pe 1,80 m. Bă, ia-ți avionul și du-te la maică, te lasă-mă. Nu, am nu luat văd avionul... așa ceartă în familie. Bă, ia-ți avionul și să nu te mai văd. Am luat două avioane și am mers cu ele în Franța la o expoziție. Împachetate? Da, împachetate așa. Ca la bicicletă, cu cheia? Nu cu cheia, că e aproape cu mâna, nu-ți trebuie prea multe scule. Păi și nu pleacă aerul. Noi am plecat cu două mașini mici și cu două remorcuțe de astea în spate, cu două avioane, până la Blois, în Franța. Și la Blois le-am demontat, au venit toți. Nu, dar curentul de aer nu le rupe aripile, nu le... Nu, nu, e o remorcuță care e închisă. Nu la remorcuță. Când l-ați montat, ce v-ați suit sus la 1000 de metri? Curentul de aer nu îi rupe aripile, botul? E calculat, ce dracu, am învățat și... Păi ați zis că le montați cu mâna, așa? Da, să introduc niște chestii așa. Pe vremea când am făcut eu facultatea, să făcea carte. Da. Acum cuvântul carte v-a stimulat, nu? Ăștia acum termină facultatea de îndreptare Roșcove de la Horezu și își dau doctoratul pe la Herculane și atunci sigur că e mai greu să rupe, să mai întâmple. Îndreptat Roșcove e bun asta cu puiile. Îndreptat Roșcove, mă, știi ce sunt alea Roșcovele? Sunt unele strâmbe, așa. Mâncam când eram mic, dar sunt, atenție, sunt unele de mâncat dulci, da, 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 unele da, da. Sălbatice n-au nicio valoare. Alea sunt dulci, da. Cum am învățat târziu, de exemplu, îmi plăceau castane sau piureu și noi mergeam ca fără. Da, nu, nu în parc și le coceam, le făceam. Amare, aiurea, sălcii, așa sau... Dar am înțeles că și din astea se pot face, nu știu ce, în industria... Da. Farmaceutică. Asta este important, dragi prieteni, așa cum continuăm să spun, mai ales că vine 1 decembrie acum și întotdeauna mi-a plăcut să spun acest lucru. Uitați-vă la copii care pe oriunde se duc, bine, nu toți copiii, dar nu există o olimpiadă, practic, de fizică, de chimie, de biologie, de orice pe planeta asta și să nu avem copii de aur. Deci
Încă avem. Din păcate, statul român nu are o politică coerentă pentru cercetare și nici măcar în bugetul țării nu se prevede mai niciodată lucrul ăsta. Iar când spune domnul Berceanu că se făcea carte serioasă și se făcea carte serioasă în multe domenii, astăzi nici lucrul ăsta nu se mai poate remarca, mai ales prin apariția multor și controversate școli private, Punte Mirce, localități. Luăm o leacă de publicitate și ne întoarcem cu avionul electric. Ne-am întors, dragi prieteni, în platou. Am găsit și niște imagini cu aparatele astea de vorbire în cum zboară. Continui să mă minunez și să... Ia uitați, ăsta este unul. Ăsta unde era? Asta este... Arătura asta. A, e la... lângă Ploiești. Lângă Ploiești. Ăsta, uite-l. Da. Ăsta este avionul electric, ăsta avem. Da. Acolo sunt eu. La 100 de kg, da? Da. Nu-l ia vântul totuși? Sigur, dacă e vreo furtună așa sau un vânt foarte mare, dar altfel nu. Nu. Dacă plouă, dacă trăznește, dacă din asta? Nu, dacă plouă nu am nicio problemă. E închis, e... Eu am fost de 3-4 ori cu Rombacu și cu un Antonov. Dacă intri într-o... Dacă a început o furtună, uite așa făceam, vum. Dar nu zboară nimeni cu așa ceva în furtună. 7-8.000, 10.000, nu? Sigur, e altceva, să duce pe un traseu, nu știe ce vreme o să întâlnească. Eu zbor în zonă. Ele se pot folosi și utilitar. Sunt câțiva care au cumpărat de la mine prin străinătate, care fac filmulețe, cadastre, i-au montat o chestie cu care le folosesc și utilitar. Dar, în general, sunt de plăcere. Bine, e un fel de dronă cu om. Așa. Un fel de dronă cu om. Eu am niște clienți care sunt foști piloți de Airbus, care nu mai au medical. Nu mai au ce? Examen medical, adică au câte o problemă, nu știu, pentru diabet, pentru delea mari. Au ieșit la pensie și așa mai departe. Pentru cont propriu ți se dă să zbori cât vrei. Adică cu așa ceva poți să zbori și cu nu cu orice boală. Dar acum dacă mă gândesc că Neion Țirea, care are 80 și ceva de ani și pilotează, cred că, pe propria lui răspundere, avionul lui, nu? Da. Atunci... Și care au venit să-și iau unul de ăsta? Pentru plăcere. Să zic că n-am înțeles. Ați făcut și curs de pilotaj, deci? Da. Până la școală, ce categorie? De nu, doar de PPL. Private Pilot License. Ia uite. Ăsta ce mai e? Asta e remorcuța. Remorcuța. Asta e mai măricel un pic. Nu, e același. E același. E soarele mai măricel. Da. Foarte, foarte tare. Totuși, chiar dacă sunteți desprins implicativ de domeniul ăsta... Păi am copii, am... Nu, după ce stai 20 de ani, gata, sărim, sărim la alt domeniu. Mă interesează domeniul ăla de care vrei să sărim. Da? Sigur că mă interesează, că, repet, am copii, nepoți, nepoate, care trăiesc aici și mă interesează ce se întâmplă. Nu mă mai bag eu, că m-am săturat. Nu știu, nu am cercetat. Pur și simplu atunci, și acum 10 ani, vi s-a luat... Da. Păi nu, toată lumea a crezut că m-a prins DNA-ul cu nu știu ce și o să nu știu cum, alții au zis că am cancer și o să... N-am avut, adică încă n-am. Doamne ferește. Așa? S-au făcut tot felul de speculații că n-a crezut nimeni că okay. Chiar m-am retras. Numai că... Acum, dacă ar fi să o spun așa, eu n-am intrat niciodată în politică, a intrat ea în mine. Eu am ieșit la Revoluție să-l dăm jos pe ăla. Da. Da? Și recunosc că-l uram din tot sufletul. Adică... Cred că dacă se cerea atunci lume cine vrea să facă parte din plutonul de execuție, eu eram primul. Chiar așa? Da, primul. Mă înscriam primul. Nu știu dacă apucam, da. Din cauza tinereții sau... Nu, din cauza că mi-a mâncat viața. Nu puteam să fac nimic. Pe vremea aia erau unii care mai aveau pile, alții care mai aveau rude la țară și aveau ce mânca. Eu aveam doi copii, n-aveam nici pile, nici rude, nici nimica și n-aveam ce să le dau de mâncare. De adevăratele. Mă duceam la 4 dimineață, la coadă,
Nu stăteam eu, stăteau alea. Știu, alea le știu, știu, stăteau, știu. Noi stăteam la benzină, la carne, la orice, da? La pâine, da. Și câteodată apucam, câteodată n-apucam. Și după aia luam speciala și mă duceam la fabrica de avioane. Că fabrica de avioane de la Craiova e la mama dracu, în afara orașului. Și la 6:30 venea speciala, la 7 fără un sfert plecam, la 8 fără un sfert ajungeam, intram la fabrică. Din Craiova n-aveați olsit? Avea olsit, dar nu era special. Dar avea, costa 75.000 de lei și eu aveam 1920 de lei salariu. Dar în industrie nu era niciun favor pentru industria aviatică, pentru... Nu. Să vă dea un bon de ceva. Era, de... era unii care câștigau foarte bine acolo, câștigau bine piloții de încercare de la centru de încercări în zbor, că eu n-am lucrat chiar în fabrică la început, eu am fost repartizat la centru de încercări în zbor. Eu am terminat al doilea, al treilea. Că de fapt am terminat al doilea, dar a fost o fată care s-a măritat cu un conferențiar și i-a dat 50 de sutimi că sport a avut activitate sexuală, care, culturală. Da, da. Eh, nu, că porma a divorțat imediat după aia. Da, da. Așa. Da. Și am intrat și erau 10 locuri la Craiova, unul la centru de încercări în zbor și 10 la fabrica de avioane, 11 în total și l-am luat pe ăla de la încercări în zbor. Ceea ce a fost o greșeală, că era militar. Dar nu contează. Fabrica ce mai face acum? Nimic. Mersi, bine. Stă. Adică ia fabrica, stă. Nu are oameni în ea, nu are nimic. Păcat. Erau povești că se privatizează, că se vinde, că avea datorii, că nu știu ce, dar păi mai, ar mai fi loc să se mai producă? Ce trebuia să producă fabrica? Păi nu, producea niște avioane de luptă, care iar EU-93 nu a fost poate cine știe ce, dar iar EU-99 e bun, cred că și acum. Pe tehnologie românească, 100%? Da, sigur, cu aparatură de acum, nu de acum 15-20 de ani, dar nu, avionul atunci... Avionul este foarte bun. Era concepție pur românească? Pur românească, da. Făcută la București, la ingles. Nimic în limba rusă? Nimic? Nu. Păi tocmai că era împotriva limbii ruse. Iar EU-93 primul, noi îl făceam împreună cu sârbii. Sârbii făceau, dau și eu un exemplu așa simplu, două rânduri de aripi și noi făceam două rânduri de fuselaje și schimbam. Aha. Tocmai ca să ieșim de sub influența avioanelor rusești. Sârbii au și luptat cu el atunci în 91, cu tare. Și Rombacu, care era contribuția noastră? Mai puțin, a României. Mai puțină. Dar s-a asamblat ceva aici? Nu, s-a asimilat tot. Unde și se motoarele? Făcea? Motoarele se făceau la turbomecanica. Motoare cu turbină, Viper, da, da, da. Și ce era? Iar avionul se făcea la București aici, la Băneasa. Și la Roma Aero. Ce era englezesc? Licența, conceptul, proiectul. În rest s-a asimilat totul la noi. Ceaușescu avea ideea asta că totul, adică trebuie făcut aici. Da, mai importau ei, așa ura, zis, import de completare. În ura față de el... Adică unde, cine, de ce avea și părticica asta să facem și un avion, și un elicopter, și un avion de luptă și cu tare? Adică că ne-a făcut praf cu condițiile de trai. Am văzut ieri la o adunare de asta, la Strasbourg sau nu știu ce, sau la de asta, nu mai știu, la ONU, habar n-am că mă țăiam. Era dat exemplu la o întâlnire de asta de 100 de țări, zicea, domne, până acum, de ce vă fasoliți așa cu datoriile? Pentru că am dat un singur om pe planeta asta la apucat nebunia să plătească datoriile. Da, da. Și a spus Nicolae Ceaușescu, restul stați liniștiți cu cât păi aveți, nu, da, cu cât aveți mai multe datorii, cu atât o duceți mai. Dar în nebunia lui sau doar ca să se vorbească de el, de România, permitea chestii de-astea, gen un avion, gen cu tare? Nu, el încerca să arate că România poate să facă de toate. Dar nu el și partidul, erau și oameni pregătiți. Erau, dar îi țineau deoparte așa, nu prea. Dar nu zicea că l-a făcut el avionul, nu, el nu, dar cu verdeț. Nu s-a pus problema avionul, Rombacu mă refer, da. A venit când el a vrut să iasă în lume și lumea puțin așa a zis, bă, ăsta e un pic mai altfel, așa. Da, uite, în 68 cu cehii s-a pus pe partea înaltă. L-a plimbat și regina cu caleașca. De atunci s-a la Rombacu. Americanii ne-au dat clauza, da. Contractul
pentru avioanele BAC 111, BAC 111, s-a luat când a fost acolo. Adică, pentru plimbarea lui cu Caleașca, i s-a spus, bă, te plimbi cu Caleașca cu Regina. Dar e și ceva acasă. Dar e și tu avionul ăsta, ceva la pachet, câteva miliarde. Da, 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 dar e și tu un ban. Și astăzi se întâmplă la fel. Adică nu se duce nimeni dintr-o țară mică și să nu vină fără să vină cu niște cumpărături. Inclusiv în România, aici, da. Mai ales. Uite, am făcut contractul cu Bechtel ca să vină... Ați fost ministrul transporturilor, apropo de Bechtel. Cum e posibil? Cum e posibil să înghițim chestia asta când a dispărut contractul? A, da, asta e într-adevăr o problemă. Dar nu contractul era o problemă, ci ce scria, adică felul în care s-a făcut acest contract. Dar, Bechtel, dar doar că sunt toate... americani în spate, nu putem să... de secretizăm, să aflăm, să cerem socoteală. Dar e o căruță de bani, au dispărut. Bă, nu vă luați de ei că sunt americani, licurici, nu știu cum ne spun ei acolo. Bă, ciocumic, altfel dați de drag. Păi nu, dar... Nu, și dacă... Eu, contractul există, poate nu există originalul, dar nu contează, știe toată lumea dar ce... Dar poți să pleci tu dintr-un contract, o entitate, și să nu dai nicio socoteală nimănui? Păi nu, s-a rupt contractul cu greu. Și eu am vrut să-l rup, dar n-am reușit. Ok, politica a intrat în dumneavoastră, aveți familia, copii, oarecum, deci observați ce se întâmplă. Dom'le, știam așa până 2000 și ceva, erau cum erau ele, așa, șchioape, șonticăite, PD-ul părea o organizație cât de cât coerentă, după aia s-a terminat povestea asta, se aliază toți cu toți, fug de colo, colo. N-ați fost decât într-un singur partid, nu? Da. Ce vi se... Am fost în două. În două. Am fost și în PCR. Pe mine m-a făcut bine. În anul 3. Bine, anul 3. Bine. Nu, că nu-i făcea decât pe aia care învățau bine, nu-i am făcea înțeles. Pe toți. Nu. Vă interesează, dar nu să reveniți sau să intrați. Nu, sau să ferească, nu mă gândesc. Și ce se poate întâmpla de la unul care a fost acolo? Păi, eu îmi dau seama așa cam ce se întâmplă, dar ca să spun scurt așa, că nu știu cât de mult timp avem, suntem înconjurați de proști din toate direcțiile. Deci suntem înconjurați, nu mai avem nicio scăpare. Era atunci un Băsescu, dumneavoastră, încă vă trei, era Năstase, Mitrea, Dan, erau niște interlocutori de alt calibru, nu? Cumva. Da. Nu discutăm aici calificări penale sau mai avem argumente, mai aveam niște lucruri de astea. Acum nu știu, deci e ceva fără niciun fel chiar de chiar și noimă. Cu Stolojan, să zicem, sau cu Valeriu Stoica, adică puteți discuta și cu liberalii și cu... Cu toți. Cu toți. Și chiar să mai și discuta. Că aveam păreri diferite, că nu cădeam de acord sau ne certam sau nu știu ce, dar să discuta, nu știu cum să spun, adică erau alte... Cred că acum ar trebui să mă înscriu unul de mere, că ăștia sunt singurii care au mai rămas mai serioși, așa. Pe cuvânt. În sensul că ei sunt atât de serioși încât nu-și fac probleme. Oricine nu, domne, pică da, la zarii altă... sunt acolo. Nu e adevărat. Cum nu adică nu e adevărat? Dar nu asta e esența. Eu, când am intrat în 90, era Domokoș Gheza președinte. Da? Deci l-am prins pe Domokoș Gheza. Și care eu l-am prins, l-am dat exemplu. Fost el cărturar, scriitor. Comunism, da, dar nu contează. Ce scria, făcea. Era scriitor. Dar tipul ce știa, făcea, dregea. După care a venit Marco Bello. Și la fel, am avut mai multe încă chestii. Mai mergea. Și la un moment dat Marco Bello a venit și a zis așa: dom'le, la ședința asta o să vină un băiat cu mine care nu vorbește, nu stă acolo pentru că îl pregătim, că eu cam peste vreun an așa vreau să mă retrag și el probabil că o să vină. Da? Și a venit Kelemen Hunor. Era mic atunci, cu Chiozdan în spate. Eu spun cum procedează ei. La noi nu știe nimeni, la partidele stelalte, nici ce o să întâmple mâine dimineață. Cine dracu o să mai fie? Cine spune ce spune? Cine ce vorbește? Fiecare vorbește pe câte o limbă, pe câte un televizor, pe deci este așa o bulibășeală totală, domne. Deci eu nu-mi dau seama ce vor să facă acolo. De altfel, mie mi se pare că fac întâi niște chestii și pomă să gândești ce au făcut.
Zic, iată ce am făcut. Am plecat în coaliția aia. Eu cred... Și unde ne ducem? Astăzi... Hai să ducem în altă coaliție. Astăzi cred că ei nici măcar nu se gândesc, pentru că zic, bă, oricum ne cheamă ăla la Cotroceni și dacă nu facem așa, ne poartă sâmbătele, ne... Stați puțin că la Cotroceni întotdeauna a fost unul care putea să cheme. Problema e să știi pe ce lume trăiești așa, că te cheamă ăla la Cotroceni și te întreabă ceva sau îți spune ceva sau eu știu. Și tu poți să spui, dom'le, vreau, nu vreau sau eu știu merge ce. Sau nu merge. Sau, dom'le, chestia asta nu, mulțumim frumos. Dar așa dacă ești... Eu nu înțeleg nimic. Mi-a făcut o reală plăcere. Din când în când poate mai depânăm una alta, pentru că sunt destul de multe de făcut. Asta se scrie mai mult în partea... pentru că amintirile politice, chiar pe unii, nu mai știu de unde să le agațe, da? Astăzi sunteți desprins, dar povestea asta cu oamenii care trăiesc în România și produc ceva și cercetează și își pun mintea la contribuție, pe mine cel puțin personal mă interesează. Vă mulțumesc frumos, domnule. Și eu vă mulțumesc.